Salut și îmi pare tare bine să vă revăd pe acest canal de beauty. După cum puteți observa, astăzi facem din nou un look pentru viitoare mirese. Acesta este, așa că dacă vreți să știți cum l-am realizat, rămâneți aici. Și apropo, facem și părul împreună, așa că 2 în 1. Înainte de machiajul vostru de mireasă, vă sugerez să vă faceți toată rutina feței așa cum o faceți voi de obicei. Încercați să nu adăugați sau să nu scoateți prea multe produse din aceasta, pentru că s-ar putea ca tenul vostru să dea un răspuns, în schimb, tocmai în ziua voastră specială. Am să folosesc baza de ten de la Fenty Beauty, care e pe terminate, adică trebuie să iau așa produsul din tub, și am să întind acest produs cu o pensulă, mai ales pe zona asta de centru. Și pentru fond de ten voi aplica fondul de ten de la Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, nuanța 150. Nu pot să spun că este fondul meu de ten preferat, însă face o treabă destul de bună pentru tenul meu pe o perioadă relativ scurtă de timp, dar viața lui poate fi prelungită dacă ai grijă de el să fie tot timpul aranjat și așezat cum trebuie. El arată ușor încărcat pe parcursul zilei, dar după cum vedeți, îl așez întâi cu o pensulă, iar apoi am grijă de aspectul său folosind un burețel de machiaj. Dacă îl pun în strat subțire, mi se pare că face o treabă foarte ok. Nu știu exact cât o să reziste pe căldurile astea, eu l-am încercat anul trecut în toamnă când a apărut, știți că am mers să mi-l cumpăr și atunci părea ușor îngărcat pe față, dar observ că dacă îl pun într-un strat extrem, extrem de subțire și îl așez cu burețelul, reușește să blureze porii dilatați. Sper să nu se vadă nasol mai târziu. Dacă sunteți curioasă de un review pentru el, am un clip dedicat. Și apropo, burețelul ăsta este de la Wet n Wild. L-am primit când am fost la evenimentul, la festivalul, de fapt, Glamour Beauty Festival. Mi se pare un burețel foarte simpatic. Încă n-am apucat să verific pe net cât costă, pentru că eu l-am primit într-un beauty bag. Așa că am să vă rog să faceți voi treaba asta, să vedeți pe internet cât costă. Dar să vă spun drept, mi se pare destul de comparabil cu beauty blender și mi se pare că s-a curățat cel puțin prima dată și a doua oară foarte, foarte bine, mai bine decât beauty blenderul. Uite, aici, de exemplu, se vede că pare mai deschis fondul de ten. Pentru că oxidează, deși la început nu mi se părea că oxida atât de mult ca acum. Am să folosesc aceste matchsticks de la Fenty Beauty pentru a-mi contura tenul. Treaba asta ne va ajuta până a face buzele să pară mai mari când vom pune rujul. Ce fac acum este să accentuez zonele cele mai înalte ale feței, pe care le vreau de altfel ceva mai deschise. Și blenduiesc totul cu un burețel. Puteți să faceți treaba asta direct cu un concealer, un fond de ten mai deschis, orice. Pentru strâncene am să folosesc Precisely My Brow Pencil, nuanța 3,5. Și 3D Brow Tones de la Benefit. Îmi place să desenez câteva fire false, mai ales aici în față. Și după ce am toate puncticelele astea la bază, ca și cum este noua rădăcină, ridic un pic să văd dacă mai am nevoie prin vreun gol de vreun fir. Vreau să urmăresc așa linia asta naturală a sprâncenei și văd că mai am câteva goluri în zona asta. Difuzez totul, după care rearanjez totul. Nuanța asta de la 3D Brow Tones este Copper, doar pentru că vreau să le mai încălzesc un pic, însă voi puteți să alegeți chestii mai colorate dacă vreți, sau un gel transparent. O să lăsăm puțin tenul așa și trecem mai departe la ochi. Asta este paleta Huda Beauty Rose Gold Remastered și arată cam așa. E destul de folosită. Cu o pensulă din asta am să folosesc un pic din Sandalwood ăsta de aici, pe care îl și vedeți super folosit. Este un fard foarte bun pentru a crea niște umbre subtile. Să desenez întâi o traiectorie a pliului.
Ăsta este lucrul cel mai des realizat de mine. Îmi place foarte mult să lucrez. Mi se pare că se potrivește pe foarte multe forme de ochi și mi se pare că în același timp avantajează pe toată lumea. Oricum ar fi, reușesc să îl fac să fie în diferite nuanțe, tonuri, intensități și așa mai departe. Drăguț și apreciat. Totuși mi se pare foarte simpluț. Toată lumea mă întreabă de un tutorial pentru el atunci când mai pun o poză pe Instagram sau pe feed sau pe story sau bla bla bla. Mie mi s-a părut atât de simplu încât nu i-am prea dat atenție să-l refac pe YouTube. Dar why not? Cred că foarte multe dintre voi îl știți sub denumirea de Halo Makeup sau ceva. Eu nu i-am dat nicio denumire, pur și simplu îmi place că pot să mă joc cu diferite tonuri și texturi. Am grijă să accentuez colțul ăsta extern și cu ăsta de aici de jos, totul adunat într-un micuț V, care e foarte difuz, nu puteți vedea exact unde se începe și unde se termină. Și mergem și în interior. Aici trebuie să aveți grijă, că totuși n-aș vrea să depășiți, să ajungeți în zona asta. Vreau să plecăm din colțul intern și tot în formă de V să mergem spre pliu. Întotdeauna am grijă ca ploapa asta de jos, orice machiaj aș face, să aibă un look ascendent, da? Deci merg cumva pe direcția sprâncenei, ca și cum vreau la un moment dat ca aceste două drepte să se unească la un moment dat. Dacă faceți această linie dreaptă sau la un moment dat are o curbă în jos, tot machiajul vostru o să arate ușor trist. Singurul moment în care aș încerca să fac cumva o linie dreaptă ar fi în cazul unor ochi micuți și cu colțul extern ascendent. Dacă colțul ăsta nu este așa drept sau nu este mai așa și el este cumva ridicat by default, aș simți nevoia să fac această umbră un picuț mai dreaptă, tocmai ca să contrabalansez mărimea ochilor și să pară că sunt o idee mai mari. Ăsta este singurul moment, motiv în care aș face această linie dreaptă. Dacă ai nevoie de o pensulă mai mare de blending la final, nu ezita să o iei. Și acum trecem la nuanțele ceva mai închise, cum este nuanța asta de aici, care se numește Coco. Și mă voi focusa cu ea pe o zonă ceva mai restrânsă. Vreau să mai intensific puțin fardul, să pară ceva mai intens și mai adânc, dar nu vreau să fie pe aceeași suprafață. Mai departe vom folosi nuanța asta de aici, care se numește Moondust și am să o aplic cu degetul, pentru că așa se aplică cel mai bine. Dar de estompat o să trebuiască să o estompăm întâi cu buricul acestui deget, iar apoi cu o pensulă. Dar vedeți, da, cât de pigmentată este. Vedeți că nu mă duc pe centrul nuanței, păstrez acest proces de blending doar pe marginile acestui far deschis și cu mare grijă și atenție îl vom pune și aici. Am să las momentan totul așa și o să încerc să mai pun un pic de concealer în zona asta, tocmai pentru a șterge fallout-ul. De-aia n-am pus pudră, n-am fixat nimic anterior. Vedeți ce diferență? Așa că machiajul ochilor nu trebuie neapărat să fie făcut înainte de machiajul feței. Puteți oricând să faceți o corectură de genul ăsta și o să arate impecabil. Mai departe vreau să trec la pudră, iar pentru pudră am să folosesc această paletă de la MAC, o paletă cu 6 culori, nuanțele le găsiți aici trecute pe pachet și am aici 3 culori de contur și 3 mai sus care îmi pot servi drept pudră de fixare. Am să le combin pe cele 3 deschise și voi fixa tot ce înseamnă concealer. Și acum am luat o pensulă din asta și estompez un pic marginea asta de aici. Sigur că nu voi nici de zona asta de sus. Am aici un produs nou. Este un produs de la NYX, se numește A Bit Jelly și este un iluminator gel. Arată cam așa. Nuanța Luminous 02. Eu n-am mai lucrat până acum cu iluminatoare gel. Mi se par un picuț tricky de pus, așa că le pun cu degetul. Încă nu știu care este cea mai potrivită pensulă pentru el, tind să cred că cele din păr sintetic și ceva mai tare, cum e asta. Este și un produs ideal care va mima foarte bine acel fard de la Urban Decay,
Moondust, nuanța Space Cowboy, pe care l-am pus în ultimul video de pe Instagram, cred. Se numește Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner. Ah, este un lip liner. I had no idea. Are un nume foarte mare, iar asta este nuanța Urban Cafe. Pe linia apei m-au întrebat foarte multe fete și băieți, de fapt, foarte mulți oameni, în legătură cu ce nuanță pun eu de obicei pe linia apei, pentru că se vede bine. În principiu este un creion maro. Negru mi se pare prea mult, prea strident, prea vulgar, iar maro mi se pare fix ce trebuie. Și dacă nu este un maro, o să fie întotdeauna un nude. O mascara acum, iar eu am să folosesc aceste două produse de la ISL. The Curler Volume Effect. Ăsta este primerul, iar ăsta este produsul în sine. Punem mascara. Are o periuță foarte, foarte interesantă. Îmi place super mult și reușește să mi le onduleze chiar frumos. E un produs care încarcă puțin, așa că trebuie să aveți grijă la treaba asta. Ei? Pentru gene am acest set de la Mink Lashes, se numește IT Girl și în principiu eu le-am tăiat în două pentru că uneori am nevoie doar de accent. Mi se pare că e o diferență subtilă, drăguță, feminină, dar o diferență. Pentru blush o să folosesc un ruj de la MAC, nuanța este So Chod, cred că se numește. Iar culoarea arată cam așa, este un roșu foarte frumos pe care o să vedeți că o să-l punem și pe buze. Atunci când aveți un look din ăsta foarte simplu, așa și natural, arată bine o buză ceva mai bogată și mai colorată și mai feminină. Am să-l aplic întâi pe spatele palmei, după care îl voi întinde bine cu această pensulică și îl voi plasa în zona asta. Știu că punem produs cremos peste pudră, e o chestie pe care încerc să vă spun să nu o faceți de o grămadă de ani, pentru că este foarte, foarte ușor să stricați tot ce ați construit pe aici. Însă dacă vreți să faceți acest pas, să știți că rezultatul e foarte drăguț, dar trebuie făcut cu mare, mare grijă. Și pentru iluminator vom folosi acest Jelly Stuff de la NYX, pe care după ce l-am așezat cu pensula, îl voi reașeza cu degetul. Nu știu sigur cum o să funcționeze dacă îl pun cu burețelul. Mi-e teamă să nu rămâne particule prea multe în burețel, așa că am să mă folosesc de pensulă și de deget. Prima dată când folosesc produsul ăsta pe toată fața, și arată bine. Nu-mi rămâne altceva decât să pun rujul. Am să folosesc o pensulă foarte, foarte bățoasă din păr sintetic. Asta este una dintre propunerile mele de machiaj de mireasă, de domnișoară de onoare, de orice alt eveniment. Mie mi se pare că arată foarte bine. Putem să înlocuim buzele astea puternice cu ceva mai nude, mai natural, dacă voi vă doriți. Însă mie mi-a plăcut foarte mult așa. Mi se pare că dă un vibe latino. Și știți că femeile latine sunt foarte frumoase. Dar da, puteți face orice schimbări vreți voi la acest look. Mulțumesc tare mult că ați stat până acum cu mine. Nu uitați că pe mine mă găsiți pe Instagram, atât în postările fixe, cât și pe stories și în privat. Îmi pare bine că ați stat până acum, cred că am mai spus o dată. Vă rog să-mi dați și mie un thumbs up dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați și ne vom vedea în următorul video. Mulțumesc din nou, pa!